Una din 5 femei a suferit forme de agresiune fizică și sau sexuală venite din partea partenerului de viață. Doar aproximativ 15% raportează incidentele. Aceste date sunt culese la nivelul statelor membre UE și sunt doar cele sesizate oficial. De fapt, cifrele sunt mult mai mari. Iar faptul că nu cunoaștem care sunt cifrele reale este un rezultat al societății care de foarte multe ori blamează victima. Femeile nu vorbesc și pentru că legislația nu le protejează pe cele care o fac sau, din păcate, de multe ori autoritățile nu reacționează cu fermitate în astfel de situații. Mă adresez în primul rând doamnelor. Deși spunem că nouă nu ni se poate întâmpla, absolut oricare dintre noi ar putea, la un moment dat în viață, să fie victima violenței. Pe lângă agresiunile fizice se află și agresiunea psihică și verbală, la care sunt supuse multe femei, mai ales cele aflate în procesul unui divorț. Toată lumea are un rol de jucat în acest sens. Organizațiile societății civile, parteneri cheie pentru a depista vulnerabilitățile sistemice, instituțiile statului, responsabile de aplicarea fermă și rapidă a legilor și societatea, care trebuie să sancționeze astfel de comportamente abuzive la adresa femeilor. Astăzi trebuie să transmitem un mesaj clar oamenilor care ne-au ales să legiferăm. Să votăm proiectul de lege pentru monitorizarea electronică, un pas în combaterea violenței domestice. Personal, am adresat o interpelare ministrului Afacerilor Interne pentru a întreba care sunt pașii avuți în vedere pentru îmbunătățirea procedurilor în vederea combaterii violenței domestice, respectiv modul de reacție la autorităților la semnalarea unor astfel de incidente. Chiar ține absolut de fiecare dintre noi să facem tot ceea ce putem pentru a diminua acest fenomen. Fie că alertăm autoritățile când observăm un astfel de caz, fie că lucrăm efectiv la politici de combatere a acestui fenomen, fie că votăm astăzi proiectul de lege privind brățările electronice. Vă mulțumesc!